Doamna profesor, deci specialiștii și pseudo-specialiștii gorjeni fierb în suc propriu și își tot dau cu părerea de foarte mulți ani. Părerea mea, sinceră, este că după dispariția tureroasă a lui Nicolae Diaconu, căruia dacă aș putea aș face o statuie undeva în proximitatea căii eroilor, nimeni nu a mai vorbit la Târgu Jiu, la obiect, despre Brâncuș. Oamenii de cultură locali au preferat să se aleagă în tot felul de sinecuri, au preferat tot felul de avantaje personale, tot felul de posturi și au tăcut și tac. Nu se pronunță despre felul în care arată centru, nu se pronunță despre felul în care a fost amenajată calea eroilor, despre treptele care au apărut în proximitatea coloanei și a mesei tăcerii, în contradicție flagrantă cu proiectele originale schițate de Brâncuș. Nu se pronunță în legătură cu felul în care arată în prezent aleile din Parcul Coloanei. Configurația lor, știți la fel de bine ca mine, obstacolează accesul la coloană. Taie brusc calea eroilor care ar fi trebuit să se sfârșească la coloană. Sunt tot felul de lucruri și toată lumea tace. Este foarte trist că nici măcar de arhiva Fundației Brâncuș, înființată de Nicolae Diaconu, nu s-a îngrijit nimeni cum trebuie. A fost lăsată, din câte știu eu, centrului Brâncuș, mă rog, fostului centru Brâncuș. Din câte știu eu, zace undeva în părăsire, într-o baie, în niște condiții insalubre, la un scriitor local care are destul de multe probleme de racordare la realitate. Prefer să nu-i dau numele, nu are rost încă o dată. E tristă nici măcar de arhiva lăsată de noi, de acum ne îngrijim. Și știți foarte bine ce colecție a reușit să facă colecția Brâncușiana. Știu foarte bine, l-am cunoscut pe Nicolae Diaconu și mă leagă de Nicolae Diaconu. Ce revistă Brâncuș a creat, ce conținut avea. Dânsul a venit cu ideea înființării centrului Brâncuș, dânsul a propus și oameni potriviți. Dânsul a făcut deschiderea celor care au condus mai târziu centrul Doinei Lenii de la centrul Georges Pompidou și mai departe. Din păcate, autoritățile locale au scos la amezat și acel post și au preferat să se achite de unele obligații, încredințând postul unor persoane nepotrivite aflate într-o impostură flagrantă. Și nu are rost să mai detaliez, să mai sunt de acord în acest, dar la fel la un posibil. Știți, sunt foarte multe situațiile în care te aștepta ca pentru un post de specialist în domeniu, să spunem, cultural, să vină oameni care își dau cu părerea, cum ați spus, despre atâtea lucruri din cultură și tu să ai la examen un singur om. Am înțeles că e cazul fostului director al centrului care s-a prezentat chiar el a fost singurul candidat. Nu mai prezintă interes viața culturală în această ipostază de manager? E posibil și asta. Da. Sunt două lucruri de făcut după părerea mea, fără a avea pretenția că eu știu soluțiile corecte. Vă rog. Pe prima dintre ele i-am comunicat personal domnului Florin Căciumaru la o întrevedere care am avut cu dânsul. L-a rugat să organizeze la sfârșitul lunii mai o întâlnire a unor experți în restaurare, experți în piatră și experți în metal. L-a rugat să îl invite inclusiv pe specialistul din Veneția care a restaurat piatra în 2003. O masă rotundă într-un weekend, organizată așa cum se organizează un astfel de eveniment, cu invitațiile trimise cu măcar 3-4 săptămâni înainte. Discuția asta era în jur de 1 aprilie. Experți care să evalueze stadiul de degradare al locurilor din piatră, petele de rugină apărute pe colan. Vreau să vă spun că am constatat cu tristețe că domnul primar nu și-a respectat promisiunea pe care și-a angajat-o față de noi. Mi-a spus că e o idee extraordinară și că o va pune în practică, nici măcar nu s-a apucat dar de acest. Dar nu s-a încheiat, din cât am înțeles. Nu păi sunt ceva zile. M-aș bucura să o facă și în august, dar nu mai să o facă. Acum, eu nu am niciun fel de partipri, dar vreau să vă spun un singur lucru. În clipa în care eu am plecat dintr-un consiliu local din vari motive, am reușit două lucruri. Printr-o comunicare directă, clară și fără
Eu știu, domnul Narcis, să am vreun avantaj din toată povestea aceasta. Unu, achiziționarea unui pian de concert. Și am reușit acest lucru datorită unui lobby făcut alături de doamna profesoară Mihaela Popescu. Lucru care nu se știe, nu mă bat în piept, a venit vorba de comunicarea cu autoritățile. Și doi, poziționarea, în sfârșit, pe o treaptă a demnității culturale la nivelul Târgu Jiului, a criticului Gheorghe Grigurcu. N-am avut absolut niciun motiv, nici intrare în Uniunea Scriitorilor, nici avantaje de pe seama acestei relații de respect pe care i-o port. Domnul primar a acceptat. De asta spun, în această luptă pe care dumneavoastră ați demarat-o, mai e cineva alături de dumneavoastră în propunerea de soluție, o soluție excelentă cea pe care ați eu? Nu e nimeni alături de mine, nu reușesc să primesc niciun fel de finanțare la proiectele mele, în schimb primesc din ce în ce mai multe amenințări. Amenințări? În plan cultural, amenințări? Nu, amenințări în plan cultural, în plan fizic. Și n-are rost să le dezvolt la o emisiune culturală. E dureros. Mergând mai departe, al doilea lucru pe care l-aș face, l-aș copta, de exemplu, pe Marius Tucă, l-aș chema într-un weekend aici, ca primar al municipiului Târgu Jiu, și ea spune: Marius Tucă, pe mine mă depășește problema Brâncuș, am făcut o seamă de greșeli, sunt om. Tu, Marius Tucă, ai inițiat la nivel național mișcarea de rezistență. Ajută-mă să mediatizez, cum crezi tu mai bine, faptul că eu organizez aici un proiect, un concurs de proiecte, un concurs național de proiecte. Ajută-mă prin jurnal național, prin mișcarea de rezistență, prin Antena 3, prin Antena 1, prin ce poți tu. Și cu siguranță ar fi tineri și specialiști interesați să se înhame la Căruța Brâncuș. Dacă continuăm cu mese rotunde, cu muzicologi, cu artiști plastici, dacă continuăm să fierbem un suc propriu aici, fiecare cu vanitatea lui la masa respectivă și lustruindu-se pe el, nu se va realiza nimic. Vom mai merge mulți ani înainte la fel. Domnul primar Florin Cărciumaru, apropo de comunicare, de branding și de public relations și alte lucruri, are încă șansa să se impună ca primarul orașului Brâncuș la nivel național. Unul singur poate fi primarul orașului Brâncuș. Până în momentul de față s-a impus ca altceva. Aspectul acesta al mișcării de rezistență îl urmăresc și eu pe Marius Tucă și vreau să vă spun un singur lucru. Mișcarea de rezistență este declarată de el, a devenit funcțională prin ziarul pe care, și prin întregul, nu știu dacă are vreun rol în trustul pe care îl conduce, dar mișcarea de rezistență este consumistă, pentru că nu am văzut, în afară de niște personaje, personalități culturale, care să promoveze această mișcare de rezistență prin cărți, prin difuzare de cărți, nu știu câte semnale a primit din partea comunității, din partea societății civile, eu nu cred în societatea civilă, că această mișcare de rezistență funcționează la nivelul fiecărei comunități în parte. Credeți că s-a petrecut lucrul ăsta? Cred că și-a luat singur, și-a asumat singur acest rol de nu știu cum, de luptător împotriva actului cultural. Pseudo-altul actului cultural. Da, societatea românească contemporană nu cred că rezonează cu mișcarea de rezistență, pentru că e sufocată de imperative economice, financiare și așa mai departe. Beneficiul demersurilor culturale inițiate de Marius Tucă e altul. Cred că foarte mulți români și-au îmbogățit mobilierul prin casă, cumpără în fiecare lună cărțile alea, le așează frumos în un setan, nu știu dacă le mai șterg de praf, și arată bine acolo. Sunt cartonate să le aibă copiii, dar nici copiii nu vor avea timp pentru că vor apărea iPad-uri, formate digitale și așa mai departe. Deci ne-am înmulțit mobilierul prin casă, deși el a făcut o chestie extraordinară, a adus mari creatori români la nivelul culturii de masă, ne-a servit pe tavă într-un format ieftin, durabil și așa mai departe.